Astăzi vă prezint 5 site-uri de videochat pe care poți să faci bani mulți. Poate te-ai întrebat care sunt. Ele sunt de două categorii. Premium și freemium. Mie îmi place să compar aceste două categorii cu două femei. Extrovertitele și introvertitele. Extrovertitele însemnând freemium, iar introvertitele însemnând premium. 1. Live Jasmine, site premium. Cele mai multe încasări, cei mai mulți membri. Majoritatea fetelor sunt introvertite și fac bani prin relații romantice în private. Este o platformă ușor de folosit, este intuitivă și este interactivă. Este un site glamuros, iar partea cea mai tare este că modelele de top sunt româncele. Streamate, locul 2 ca și site premium, are membri cu potențial financiar. Fetele care activează aici de obicei sunt fete care trebuie să inducă ideea de girl next door, adică vecina de la etajul 2. Ambele categorii de fete, introvertite și extrovertite, fac bani. Clear for free, site premium, membri cu mare potențial, într-adevăr mai multă sexualitate. Însă ambele categorii de fete fac bani. Chaturbate, site freemium, bazat pe sexualitate și entertainment. Aici face bani fata extrovertită. Este ca o rețea de social media, cu cât creezi mai multe conexiuni cu membri, cu atât ajungi mai repede în față. MFC, site freemium, are o bază de membri veche și poți obține mulți bani din free chat și privat. Ambele categorii de fete, introvertite și extrovertite, fac bani pe MFC. Stripchat este un site mai nou, are o creștere rapidă în baza de membri și vânzări. Există un potențial de creștere mai rapid și mai ușor pentru fete. Aici face bani fata extrovertită. OnlyFans. Aici e un pic mai complicat, ai nevoie de o promovare și o strategie inteligentă. Aici și introvertita și extrovertita poate să facă foarte mulți bani, însă trebuie să ai o bază foarte mare de urmăritori. Aici nu sunt membri cu foarte mulți bani, aici trebuie să aduci foarte mulți subscriberi. Succesul se garantează doar dacă lucrezi cu o firmă specializată. Dacă v-a plăcut, dați un like, un comment, un share și un subscribe. V-am pupat!